un mesaj de cină după două luni de zile, iată, biserica poate să stea. Și vreau să vă spun că e o zi de binecuvântare pentru noi, pentru că pentru prima oară, după botezul din 22 martie, cei doi candidați ai noștri se pot împărtăși. E vorba de Deborah și de James, Deborah Caciur și James Chirilă, vor sta împreună cu dumneavoastră, cu ceilalți, da? Deci 170 plus 2, cei 2 din 172 sunt ei doi care stau la masă împreună cu noi. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Și așa cum le-am spus tuturor celor care s-au botezat și s-au împărtășit pentru prima oară, să facă tot ce atârnă de ei să nu lipsească niciodată, ori de câte ori este masa Domnului, să fie prezenți în locul acesta. 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23 până la versetul 34. Cuvântul spune astfel: căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni, spune Apostolul Pavel, iar noi spunem amin, amin. Vă rog să ocupați locurile. Frații și surori, dragii mei, am sărbătorit duminica trecută coborârea Duhului Sfânt, revărsarea Duhului Sfânt. Am citit și pentru serviciul de dimineață și pentru serviciul de după masă din Faptele Apostolilor din capitolul 2. Este textul consacrat în ceea ce privește evenimentul cincizecimii, evenimentul revărsării Duhului Sfânt. Dimineața am citit până la versetul 21, iar după masă, la serviciul de după masă, am citit de la versetul 22 până la final. Dacă ați fost cu luare minte la citirea de acum o săptămână, dar convingerea mea este că suntem familiarizați cu acest capitol 2, cu acest pasaj din Scriptură, există aici o subliniere pe care evanghelistul Luca, în scrierea lui, o face cu privire la ceea ce înseamnă activitatea bisericii. Nu aș vrea să credeți că partea aceasta din Faptele Apostolilor 2 și mai ales partea finală, începând de la versetul 42-43, s-a aplicat la duminica revărsării Duhului Sfânt, ci este o privire de ansamblu a ceea ce a însemnat momentul acela al fondării bisericii, dar mai încolo niște principii care au guvernat și va guverna pentru totdeauna tot ceea ce înseamnă Eclesia, Biserica Domnului Iisus Hristos. Și atunci când evanghelistul Luca scrie Faptele Apostolilor în jurul anilor 70-80-75, undeva la aproximativ 40 de ani de la coborârea Duhului Sfânt. El probabil că a fost și prezent acolo la momentul acela, dar cu siguranță a analizat, s-a uitat, a avut călăuzirea Duhului Sfânt în ceea ce privește scrierea, pentru că spune Scriptura, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și oamenii n-au vorbit de la ei, ci au vorbit mânați de Duhul Sfânt, sub călăuzirea și sub ungerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Iar când s-a uitat la ceea ce înseamnă biserică, el vine și spune în felul următor, versetul 42 din Fapte 2. Cuvântul spune astfel: ei, adică ucenicii botezați cu Duhul Sfânt, 120, cei 3000 care au primit botezul și cei care pe parcurs apoi s-au adăugat, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Sunt 4 piloni sau 4 stâlpi de susținere ai Bisericii lui Hristos. Biserica primară din Ierusalim practica
aceste lucrări, învățătura apostolilor, legătură frățească, frângerea pâinii și rugăciuni, biserica lui Hristos de pretutindeni, și dacă vreți ne uităm în Fapte 8 unde se formează biserica în Samaria, ne uităm în Fapte 10 unde se formează biserica în Cezarea și apoi oriunde, uitați-vă vă rog, am citit din epistola către Corinteni și oricare altă epistolă, oricare altă biserică, practicau aceste patru lucrări deosebit de importante. Printre lucrările acestea importante era frângerea pâinii. Adică biserica Domnului Iisus Hristos, de la fondarea ei, de la începutul ei și până astăzi, iată, 7 iunie 2020, biserica practică această lucrare deosebit de importantă. Uitați-vă, vă rog frumos, în Evanghelie. Evangheliile sunt scrieri de bază în ceea ce privește Noul Testament. Sunt scrierile care au pus temelia, ne prezintă în primul rând lucrarea Domnului, dar au pus temelia învățăturii credinței creștine. Bineînțeles, lor, celor patru evanghelii, se adaugă și celelalte 23 de scrieri nou-testamentare, dar în special mă refer la evanghelii. Fiecare evanghelie consemnează momentul acesta pe care noi astăzi îl sărbătorim, pe care noi astăzi îl celebrăm. De aceea, în dimineața aceasta, în gândurile pe care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră, după 2 luni de zile de neîmpărtășire datorită circumstanțelor, datorită situației, mesajul pe care îl aduc înaintea noastră l-am intitulat Ce trebuie să știm la cina Domnului? Nu am găsit un alt subiect mai potrivit pentru această dimineață, pentru că e foarte important să ne uităm la textele scripturale, nu o să am timp să le dezbat pe toate, dar vreau să aduc înaintea noastră, plecând de la acest 1 Corinteni, capitolul 11. Poate este unul dintre cele mai importante texte biblice care subliniază ce înseamnă cina Domnului și ce trebuie să știm vis-a-vis de această lucrare. Mesajul din dimineața aceasta nu e numai pentru Deborah și pentru James, e pentru noi toți, care poate undeva ne-am și obișnuit cu împărtășirea. Duminică de duminică, într-un an, avem 12 împărtășiri, eu vorbesc lucrurile normale, nu m-am referit la pandemii, dar într-un an avem 12, poate chiar 13, dacă avem și joia mare împărtășire, și undeva poate că am intrat într-o rutină împărtășirii și ne-am obișnuit. Dar aș vrea în dimineața aceasta să reflectăm, poate mai profund, la ceea ce înseamnă cina Domnului și ce trebuie să știm noi despre lucrarea aceasta. O primă subliniere pe care o scot în evidență aici din cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 11, în primul rând, cina Domnului, și trebuie să știu lucrul acesta, cina Domnului este o lucrare deosebit de importantă și deosebit de valoroasă. Mă refeream la Evanghelie. Vă rog, uitați-vă, mai ales în Evanghelile sinoptice. Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu și Evanghelia după Luca. Ioan alocă și el un spațiu foarte generos momentului în care Domnul Iisus Hristos instituie lucrarea aceasta. Vedeți, lucrarea cinei Domnului n-a apărut în vremea apostolilor. Apostolii și ei au avut rolul lor, lucrarea lor pe care a făcut-o, dar când vorbim de cina Domnului și vorbim de instituire, de aceea scot în evidență ideea aceasta a valorii, a importanței lucrării pe care o facem. Când vorbesc de lucrul acesta, am în vedere momentul săvârșirii. Pentru prima dată când se vorbește despre lucrarea aceasta, nu vorbesc apostolii, ci însuși Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta este foarte important. Ni se spunea și citea fratele Dora, apoi și fratele Vasile și fratele Sami s-au raportat la versetul acesta din Evrei, din capitolul 3, și spune: ațintiți-vă privirile. Cu alte cuvinte, uitați-vă țintă la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Nu numai la ceea ce face în dimensiunea înălțării, a lucrării actuale, nu. Uitați-vă la tot ceea ce a făcut. Când Luca scrie cea de-a doua carte, Faptele Apostolilor, el vine și spune, și vreau să vă citesc chiar din Faptele Apostolilor, din capitolul 1, spune așa: Teofile, în cea din tâi carte, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Tot! N-am scăpat nimic. Uitați-vă în Evanghelia lui, și Luca menționează și el în capitolul 2 al Evangheliei, în capitolul 22 al Evangheliei lui, vorbește despre sacramentul acesta, despre momentul acesta.
Când vorbesc despre cina Domnului, o lucrare deosebit, nu o facem oricum, nu putem, ne uităm la ceea ce s-a întâmplat. În perioada aceasta în care n-am putut să avem cina Domnului, am avut ședințe, ne-am întâlnit și am discutat. Și le-am spus colegilor și am spus și altora cu care am vorbit. Niciodată nu vom avea cina Domnului ca în odaia de sus. Cu Hristos prezent acolo, fizic, cu frângerea pâinii care a făcut-o Domnul și cu paharul pe care l-a împărțit. Niciodată. Nu o să mai putem să facem lucrul acesta. Dar ne uităm la ce s-a întâmplat în odaia de sus, în momentul instituirii, în momentul săvârșirii și încercăm să facem lucrarea aceasta așa cum putem, dar raportându-ne la Scriptură și la Cuvântul lui Dumnezeu. Și ținem cont de lucrul acesta. Au fost discuții, au fost dispute, ați urmărit și dumneavoastră probabil o grămadă de comunicate și nu numai ale noastre, nu mă refer numai la Filadelfia, ci mă refer la tot ceea ce a fost în jur. Unii au zis să o facem așa, alții au zis să o facem așa, alții nu o fac nici acum, deși este un pic de relaxare și așa mai departe. Dar am considerat că este un moment în care putem să ne apropiem de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, un moment în care ca și biserică putem să avem și această unitate, chiar dacă puțini în această dimineață în biserică, mulți prin legătura aceasta a cinei Domnului, a împărtășirii din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Dar bineînțeles, rămânând în tiparele Scripturii. O lucrare deosebit de importantă, deoarece cel care a luat prima oară în mână azima și a binecuvântat-o, cel care a luat pentru prima dată paharul și l-a binecuvântat, este Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi când vorbesc de importanța și de valoarea cinei Domnului, mă uit și la faptul că Domnul a fost interesat în continuare, și vă rog, rețineți aspectul acesta, Mântuitorul nu doar a instituit o lucrare și a zis, asta e lucrarea pe care voi trebuie să o faceți, dar Mântuitorul a fost interesat în continuare și a reglementat ceea ce înseamnă împărtășirea din trupul și sângele Domnului. N-a lăsat-o la voia întâmplării, n-a lăsat-o doar la latitudinea apostolilor, faceți. Pentru că spune apostolul Pavel aici, și asta este o subliniere foarte importantă. Uitați-vă, vă rog, la 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23, în întregime, îl recitesc înaintea noastră, dar în mod special prima parte, zice aici, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Frașilor, dragii mei, și cei care suntem în sala de cult, și cei care mă ascultați în dimineața aceasta, și cei care veți urmări mesajul acesta după ce va trece slujba din această dimineață. Apostolul Pavel n-a fost la cina Domnului în odaie de sus. Apostolul Pavel se convertește la câțiva ani buni după momentul înălțării Domnului Iisus Hristos. N-a avut nicio întâlnire Pavel cu ceilalți apostoli. Abia în fapte 15 ni se spune că Pavel merge după ce a predicat și el Evanghelia, după fapte 9, în momentul în care devine creștin, se întâlnește cu apostolii, merge și el la primul conciliu al apostolilor și al prezbiterilor și stau de vorbă la Ierusalim și corelează Evanghelia. Și uite, eu predic asta, tu predici asta, hai să vedem, sună la fel Evanghelia. Și au ajuns la concluzia aceasta. Deci, apostolul Pavel nu vine să spună ceea ce vă dau acum ca învățătură cu privire la cina Domnului, mi-a spus Petru sau mi-a spus Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, primul păstor al bisericii din Ierusalim. Nu! Și ce am primit de la Domnul. Asta înseamnă că Domnul a fost interesat de felul în care se servează cina Domnului. Nu doar a instituit-o, nu doar a așezat-o ca un așezământ al bisericii, pe care biserica trebuie să-l practice după aceea, ci a fost interesat de felul în care se face această lucrare, de modul în care se face. Și apostolul Pavel, uitați-vă la context, întotdeauna e foarte important când interpretezi un text biblic să te uiți la contextul în care apare. În biserica din Corint era un pic de haos. Și apostolul Pavel vine și spune, și era haos chiar la cina Domnului. Veneau, aveau și o masă agape, aveau și cina Domnului, nu erau lucruri în rânduială, nu erau în ordine. Și apostolul Pavel vine și le spune, uitați-vă, rog frumos, contextul mesajului, versetul 20. Zice, când vă adunați dar în același loc, 1 Corinteni 11 cu 20, când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Cu alte cuvinte, nu puteți încurca lucrurile. Cina Domnului e prea sfântă ca să fie parte în agapa voastră. Dacă vreți să vă întâlniți să luați agapă, atunci mâncați acasă, când vă adunați la biserică. Și aici fac o subliniere foarte importantă. Cina Domnului nu e a familiilor.
A curs multă cerneală în vremea aceasta, în două luni de zile. Cina Domnului este lucrarea bisericii, frați și surori. Vă rog, rețineți aspectul acesta. Cina Domnului este lucrarea bisericii. Apostolul spune, voi vă adunați la oaltă, dar pentru că nu sunteți cum trebuie să fiți, nu-i posibil să luați cina. Dacă vreți să luați o agapa voastră, luați-o, dar nu încurcați lucrurile. Una e masa de acasă și alta e cina Domnului, care e o masă sfântă, un sacrament al bisericii. Nu le încurcați. Îmi pare rău că au fost unii care au bagatelizat momentul acesta. L-au privit fără valoare, fără importanță. Oricine, oricum, numai să meargă. Nu, nu merge. De aceea apostolul vine și spune, pentru că nu știți să deosebiți ce înseamnă masa Domnului de masa voastră, vă osândiți. Vă osândiți. În loc să aveți o atitudine corectă de reverență față de momentul acesta, o faceți oricum, faceți orice numai să fie. Nu e adevărat. Tocmai de aceea apostolul vine și spune, când vă adunați, dar în același loc, nu-i cu putință, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să ia ce aduce el de acasă, înainte altuia. Așa că unul ajunge să fie flămând, altul să fie beat. Imaginați-vă, vă rog frumos, ce context era acesta în care ei se adunau, zice, noi ne adunăm la cină. Dar înainte de a face cina, noi facem masa noastră. Și era un haos total. Merge mai departe, zice versetul 22. Ce? N-aveți case să mâncați și să beți acolo? Nu-i vorba de cina, domnule, aici. E vorba, dacă vreți, de breakfast, de lunch, de dinner, dar nu de cină. Zice, n-aveți case să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Încă o dată spun, îmi pare rău de cei care au interpretat în tot felul, fără să țină cont de reglementările pe care le lasă Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, Domnul a fost interesat de lucrarea aceasta. E lucrarea Lui. Când spunem cina Domnului, păi ce înseamnă asta? Când spun împărăția lui Dumnezeu, ce spun? Spun un domeniu în care Dumnezeu face regulile. Nu eu fac regulile. Nu vreun păstor, nu președinte, nu patriarh. Dumnezeu face regulile în împărăția Lui. Când spun cina Domnului, înseamnă că e lucrarea Lui. Înseamnă că eu trebuie să mă conformez regulilor și principiilor pe care le lasă în Scriptură. O lucrare valoroasă, o lucrare importantă, o lucrare pe care însuși Mântuitorul o inițiază, o săvârșește, nu o lasă pe seama apostolilor, nu o lasă nici măcar în rânduială după aceea pentru pe seama apostolilor, ci tot el o reglementează. Scrie Petru ceva de felul în care să ne împărtășim, interesant. Scrie Iacov, primul păstor al bisericii în Ierusalim, uitați-vă dumneavoastră în epistola lui Iacov. Petru are două epistole, Iacov are și el o epistolă, foarte timpurie chiar are Iacov epistola lui. Dar nu vorbește nimic despre Domnul Iisus Hristos într-o revelație deosebită. I-a reglementat, i-a arătat lui Pavel, uite ce trebuie să faci. Și Pavel Apostolul este acela care transmite mesajul acesta atunci corintenilor, și apoi peste veacuri Bisericii lui Iisus Hristos, pentru că noi credem în inspirația acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Pe de o parte, frați și surori, cina Domnului este o lucrare deosebit de importantă și de valoroasă, pentru că este instituită de însuși Mântuitorul. Apoi, este reglementată, pusă într-un tipar normal din care n-avem voie să deviem, reglementată de Domnul Iisus Hristos și aș mai adăuga încă o afirmație aici, încă un aspect, cina Domnului este explicată de Domnul Iisus Hristos. Observați că toate cele trei gânduri pe care le-am adus până aici înaintea dumneavoastră, toate le-am legat de Mântuitorul. El este totul pentru noi. Putem spune, binecuvântat să fie numele Domnului. Toate lucrurile se leagă de El, să știți. Priviți țintă la El. Nu i-a spus fratelui Doru ce să citească, nici fratelui Drăgan, nici fratelui Sami ce să vorbească, dar toți ne-am referit parcă la versetul acesta sub o călăuzire pe care Duhul Sfânt a făcut-o în această dimineață, în părtășia noastră, în intimitatea aceasta pe care o avem, specială în această dimineață. Pentru că totul, frașilor, dragii mei, totul gravitează în jurul Domnului nostru Iisus Hristos. Instituie cina, reglementează modul în care mă raportez la ea și felul în care trebuie să se desfășoare o lucrare de genul acesta, nu oricum, și apoi o explică. Poate unul din cele mai frumoase pasaje scripturale în ceea ce privește valoarea cinei Domnului în explicațiile Domnului este cel din Evanghelia după Ioan din capitolul 6. Evanghelia după Ioan capitolul 6, un cuvânt extraordinar. Să știți că valoarea unui lucru este dată și de efectele pe care le produce lucrul respectiv. E un lucru important, e un lucru valoros pentru că produce ceva, face ceva. Ce face cina Domnului? Ce produce? Haideți să deschidem împreună și să ne uităm la acest pasaj din Evanghelia după Ioan în capitolul 6.
Vă citesc de la versetul 53. Ioan 6:53. Iisus le-a zis, am zis, legăm totul de persoana Domnului. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun, amin, amin, ca o întăritură, ori de câte ori apare în Scriptură repetiția, înseamnă seriozitatea abordării pasajului, da? Nu este doar adevărat, ci adevărat, adevărat, amin, amin, ca o întărire, ca o certitudine. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, nu-i cu P mare, nu-i referit aici la persoana Mântuitorului în sensul de eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă pâinea aceasta, cine se referă la momentul acesta de împărtășire, cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în viac. Niciunde nu veți găsi parcă explicat mai bine ca în cuvintele Domnului Iisus Hristos ce înseamnă efectul acesta al împărtășirii. În primul rând, cine mănâncă trupul Domnului are viață, nu se referă la viața biologică, are viață spirituală. Omul nu trăiește numai cu pâine, frați și surori. Una dintre problemele corintenilor era tocmai faptul că corintenii puneau un accent greșit. Accentul greșit era pe masa de dragoste și totul era în detrimentul mesei spirituale. Pentru ei prioritate nu era cina Domnului, pentru ei prioritate era masa cealaltă, agapa lor. Și tocmai lucrul acesta vrea apostolul Pavel să-l corecteze și dacă vreți vrea să vină și în întâmpinarea noastră și întrebarea pe care mi-aș pune-o în dimineața aceasta la cină: ce este totuși prioritar pentru noi? Ce este mai important pentru noi? Ce e mai valoros pentru noi? Lucrurile lumii acestea? Sau partea spirituală, dimensiunea spirituală a existenței noastre? Spune cuvântul Domnului că omul nu trăiește numai cu pâine. Trăiește și cu pâine și are nevoie de pâine. Dar trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Pentru că noi nu suntem numai materie, suntem și spirit. Din punct de vedere fizic, masa aceasta nu ne satisface. N-are ce, o bucățică de azimă și un pic de rod al viței, am zice noi pentru trupul acesta nimic. Dar este enorm pentru suflet. Masa aceasta este pentru suflet, nu este pentru trup. De aceea, apostolul când scrie, vine și le spune: atenție, nu încurcați lucrurile, puneți accentul pe ce trebuie pus accentul. Era accentul acesta greșit ca prioritate pentru ei, era masa agapă, nu era cina Domnului. Ei se adunau și apostolul le spune: voi vă adunați, dar nu este ok. Nu este ok. Ceea ce trebuie să predomine în adunarea voastră nu e masa de dragoste. Spunea cineva: dă o masă de dragoste să vezi câți vin la biserică. Și atunci, pentru masa de dragoste vin la biserică, pentru pizza de dincolo, sau vin pentru masa spirituală? Pentru că avem cântare, avem rugăciune, avem cuvântul lui Dumnezeu și odată pe lună avem și masa aceasta spirituală care înseamnă și adunarea sfinților împreună a bisericii. În primul rând, împărtășirea înseamnă viață spirituală, menținerea vieții spirituale. Apoi spune aici în textul acesta din Evanghelia după Ioan, din capitolul 6, că cina este aceea care are promisiunea vieții veșnice. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică, are promisiunea învierii, la prima înviere, la întâia înviere, învierea aceea de calitate identică cu învierea Domnului Iisus Hristos. Și apoi vor merge să fie pentru totdeauna cu Domnul, parte după aceea și în împărăție și vor fi la masă cu Domnul, cu Avram, Isaac și Iacov, spune Scriptura. Și apoi versetul 56, Ioan capitolul 6, cine mă mănâncă pe mine, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Este această legătură indestructibilă. Cuvântul original aici rămâne este cuvântul meno. Este acea unire efectiv care se produce din punct de vedere spiritual.
Nimeni n-a explicat parcă mai bine cina Domnului ca și Mântuitorul Iisus Hristos, care a știut semnificația, a știut ce înseamnă și a transmis-o mai departe atunci ucenicilor și a ajuns până în această zi la fiecare dintre noi. În primul rând trebuie să știu, frați și surori, că cina Domnului este o lucrare deosebit de importantă, deosebit de valoroasă. Asta impune o atitudine pe care o am. Biblia spune fiecare să se cerceteze și să se împărtășească. O, cât de furcă ne-au dat nouă câteva versete de aici, nu numai nouă, eu nu mă refer neapărat la noi, nu suntem noi mari teologi acum, dar ne-am uitat, am analizat, am citit, au fost dezbateri întregi, ascultați-vă rog, sunt câteva cuvinte care chiar ne pune uneori în încurcătură, începând cu versetul 27, zice, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, se face vinovat de trupul și sângele Domnului. Uitați-vă cu atenție, vrednicia nu e la cel ce o ia, ci la felul în care o ia. O ia, nu deosebește bine trupul Domnului de celelalte lucrări. Noi ne analizăm, e adevărat, ne cercetăm pe noi cum apropii de Domnul. Spune mai departe, zice, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Interesant că nu dă o a doua variantă, după ce te-ai cercetat, nu mânca. Și spune, fiecare se cercetează, se analizează în lumina cuvântului lui Dumnezeu, ce este mai valoros pentru el, cina sau alte lucruri, e prioritate Domnul în relația aceasta sau am alte priorități, lucruri mai importante în viața mea, în felul acesta mă evaluez, mă cercetez. Apoi, un alt cuvânt zice aici, cine mănâncă și bea, își mănâncă osânda, dacă nu deosebește trupul Domnului. Apoi, ce înseamnă să ne judecăm? Când suntem judecați de Domnul, sunt atâtea și atâtea expresii în doar câteva versete care au creat atâta și atâta confuzie în ceea ce privește împărtășirea. Dar ca să putem să le înțelegem, dragii mei, e atât de important să ne uităm în contextul în care apare toate aceste afirmații pe care Apostolul Pavel le face bisericii din Corint. V-a spus, era o problemă în Corint, era un haos în ceea ce privește cina Domnului, nu știau să despartă și să facă separare între lucrurile cu adevărat valoroase din punct de vedere spiritual și lucrurile lumii acestea. Și în contextul acesta, Apostolul se vede nevoit să scrie. Cred că una din greșelile pe care corintenii le făceau era, așa cum spuneam, au pus accentul greșit. Puneau accentul mai mult pe partea materială a întâlnirii lor decât pe partea spirituală. De aceea, încă o dată lansez această întrebare în această dimineață, pentru noi toți, e valabilă pentru fiecare dintre noi. Oare care sunt lucrurile prioritare pentru noi? Ce este cel mai valoros pentru noi? Pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și credincioși, căutați mai întâi ca prioritatea priorităților împărăția lui Dumnezeu. Apoi, era o atitudine greșită. O atitudine greșită. Era o desconsiderare a celui de lângă el. Se adunau să se împărtășească, cina Domnului transmite mesajul acesta al unității, al părtășiei, dar ei se desconsiderau. Ascultați-vă rog frumos, zice aici versetul 21 din 1 Corinteni 11. Zice, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să ia cina adusă de el, înaintea altuia, nici măcar nu-l interesa de cel de lângă el. N-avea sensibilitatea aceea. Ba, mult, poate că unul avea mai mult, altul nu avea nimic. Uitați-vă, vă rog frumos, la ceea ce însemna mesajul creștinismului. Zice, la un moment dat a fost o egalitate în ceea ce privește cel care avea mai mult, împărțea cu cel care avea mai puțin sau care n-avea deloc și era o egalizare din punctul acesta de vedere. Ori ei aici, la Corint, se întâlneau, fiecare cu a lui, partida mea, problema mea, echipa mea. Nu era această socializare, deschidere în ceea ce privește. Deci spune Apostolul Pavel, dacă vă întâlniți să mâncați cina voastră, mâncați-o. Dar nu puteți să luați cina Domnului. Mergeți acasă și mâncați fiecare. Dacă toți sunteți individualiști, dacă tot ce e al meu e al meu, nicio problemă. Dar cina Domnului înseamnă altceva. Atunci când ne adunăm împreună, înseamnă comuniune, înseamnă părtășie, înseamnă unitatea aceasta. Cina transmite mesajul acesta al unității. Erau greșeli pe care Pavel le corectează. Posibil să fie și între noi. Nu mă refer la cei 30 care suntem în această dimineață aici la părtășie, ci mă refer așa, pe ansamblu, la ceea ce înseamnă biserica noastră. Ei, în contextul acesta, cercetați-vă. În contextul acesta, judecați-vă, analizați-vă.
Vedeți, cina Domnului impune de la sine o cercetare personală. Spunea foarte bine Sami, cred că suntem mai degrabă predispuși spre a cerceta pe cel de lângă noi, să-l judecăm, să-l analizăm. Termenul din Matei, din capitolul 7, zice, nu judecați ca să nu fiți judecați, nu înseamnă nu analiza un anumit lucru, ci înseamnă nu da verdict. Cine sunt eu să dau verdicte? Mai ales eu care poate am o bârnă, altul are pai și așa mai departe. Dar eu vin și dau verdict. Iad, împărăție. Dar cine sunt eu? Ce? M-a pus pe mine Dumnezeu cu împărțirea raiului? Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Să se coboare în el, să se judece, să se analizeze, să vadă ce e mai important, Domnul sau lucrurile lumii acesteia. Are el compasiune? Simte pentru cel de lângă el? Îi pasă cu adevărat? În contextul acesta, cercetați-vă, zice, fiecare să se cerceteze, să se analizeze. Și nu spune după ce s-a cercetat să se ridice și să plece, nu. După ce s-a cercetat să mănânce, să mănânce, să se evalueze din punctul acesta de vedere. Și apoi tot apostolul menționează aici, pentru că sunt două pasaje paralele și cel din 1 Corinteni din capitolul 10. Corintenii aveau și un anturaj greșit și asta e foarte important și anturajul. Ascultați-vă rog frumos și m-aș ruga să nu fie cazul în Biserica Philadelphia, eu personal nu știu dacă este să se cerceteze fiecare sine și spune felul următor, vă citesc 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 21, tot în contextul cinei, spune așa, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Anturajul greșit, anturajul acesta greșit, da? Nu se poate. Nu putem să le aducem împreună și una și cealaltă. Cine are alte inclinații decât cele spirituale legate de ceea ce înseamnă cina Domnului, mai bine se abține de la locul acesta, se pocăiește, se schimbă, cere ajutor din partea Domnului să lucreze în viața lui. Pentru că s-ar putea să ne facem vinovați înaintea Domnului de trupul și sângele Domnului.